Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. Marca Traveliști este nebunie în piețele din Palermo. Ia uite ce e aici. Grătarul este în floare, peștele la tot pasul, fructe de mare și toate cele. Cam așa se prezintă în fiecare dimineață piața din Palermo. Este nebunie. Cu localurile desfacem mâncarea direct fresh la fața locului. Dar noi avem treabă pentru că mergem într-o altă destinație aproape de Palermo. Se numește? Como se cheamă, Flori? Bagheria. Bagheria se cheamă Flori. Flori nu avea activat speech-ul cu ea, de-aia nu știa ce să vorbească. Hai la bagheria! Intestinele de vițel, direct la grătar, mare în Sicilia, Palermo. Dacă doriți și o bucată de ton proaspăt, e cam micuț. Ia uite ce e aici, uite ce e aici. Ce hal de pește. Realitatea în direct. Super. Ne place nebunia. Ne place uite nebunia. Uite roșiile, sunt 0,99 kilogramul, ce ieftine și ce gust au. Un euro kilogram. Păi sunt mai ieftine precum la noi. Da, păi asta. La noi sunt 6-7 lei, nu știu. Sau... Da, și n-au gustul, nu sunt atât de bune. Da. Haide, peste tot, pește, spadă. Super. Super fain. Pisică? Uite ce frumos e magazinașul ăsta. Art Deco. Am cumpărat biletele pentru bagheria. 2,8 euro pe sens de persoană. Ne-am luat și retur ticket, 8 bilete, am plătit 22,4 euro. Mergem la stație. Și mergem puțin, că e aproape de Palermo. Cred că 10, hai, să, 15, hai să le și validăm. Ok. Am coborât din tren și mergem acum către Aspra, plaja Aspra. Avem de mers vreo 2,2 km. Va trebui să mergem pe jos pentru că nu avem mașină, nu am văzut autobuze și nu merge nici Uber. Nu circulă pe aici. Dar e foarte drăguț orășelul. Abia acum intrăm, propriu zis, în oraș. Oh, pe căldura asta cam greu să mergi 2 km pe jos, dar asta e. Ei, și ne-a băgat Google pe o scurtă tură. E o stradă unde nu-i țipenie de om. Doar case foarte drăguțe, mulți cactuși. Haideți copii, ați obosit? Ați obosit? Ia uite ce fructe am găsit aici pe un gard, dar cred că sunt doar ornamentale, sunt sălbatice. Nu știu ce sunt astea, dar am presimțirea că dacă voi mânca din asta, mai am un kilometru 800 până la plajă, cred că îl voi alerga. Ce zici, să încerc eu? Nu, eu a zice să nu încerci. Ok. Soare foarte mare, plantă, mov, foarte mov. Și mare, în zare, e departe mare. Mai avem jumătate de oră, poate mai mult. Ia uitați, ăsta e drumul care duce la plajă. Și aici era închis, de fapt, drumul. Știi că pe aici ne-a zis un localnic. Bineînțeles că ne-a dat o scurtătură Google.
pentru noi, pentru pietoni. Mașina probabil cu ei pe autostradă. Uite o smochin. Hai că intrăm în oraș, am găsit un resort cu piscină. Da, n-are nicio logică, nu? Ai marea la 20 de minute și stai la piscină. Am ieșit la liman. La strada principală, da. Da, după o aventură frumoasă prin praful sicilian, am ieșit să ne scuturăm papucii de praf, să continuăm către mare. Și ca să-i răspundem lui Coni, ne-ar coafa o casă aici, da? Foarte liniștit orașul. Satul ce-o fi, cred că sat mai degrabă. Ia uite ce gospodari sunt oamenii ăștia aici. De toate au plantat. Uite ce smochin mare. Vai, cât e de mare. Da, nu scoapte. Că păcat că nu-i sezonul, da. Sunt verzi încă. Da, în piață erau. Poate găsim în Catania. Că iară plec. Poftă de smochine, nu? Da. Cred că ne apropiem de plajă, că deja sunt multe căsuțe cochete, vile de închiriat. Ia zi, draga mea, câți turiști ai văzut pe aici, prin bagheria? Păi turiștii aici cred că vin eu cu mașinile. Eu sunt un turist. Tu ești un turist? Nu, noi suntem oile rătăcite. Majoritatea turiștilor aici sigur au mașini închiriate. Știi cum a fost? Dar noi am venit de la capitala insulei, nu? Exact. Ei, și nu știu cum am făcut, dar am ajuns la mare. Deci ne-a adus bine Google Maps. Hei, ce drăguț! Uite plaja acolo, asta. Mergem spre plaja principală. Mai e aici o plajă, dar văd că sunt multe alge și nu-i lume. Probabil că nu este folosită în mod normal. Mergem acolo, după zona cu bărci. Ajungem în punctul principal al satului. Uite, plajă și sunt și cabine. E plaja amenajată. Foarte drăguță zona. Aici, pe aceste roci, sunt foarte multe păsări, bineînțeles și pe apă, nu știu dacă se observă. Am ajuns la semnul cu Ailovaspra, ca să nu uităm unde suntem. Da, și putem coborâ direct pe plajă. Uite, sunt câteva persoane aici. Pe următoarea, unde sunt umbrele, e mai aglomerat. E foarte drăguț, nu? Da. Este un sătuc ce ne place. Ne aduce aminte de Marșa's Loc din Malta. E foarte frumos, foarte tradițional, cu aceste bărcuțe. De fapt, este un sătuc pescăresc. Din câte am observat, este plin doar de localnici. Niciun turist n-am întâlnit până acum. E foarte fain. Super frumos. Uite și un pub chiar pe marul mării. Dau și ceva gustări. Să ne băgăm puțin și cu camera în apă, pentru că am fost în not pe acolo mai departe, unde se vede după acea bărcuță, sunt stavilopozii aceia cu pescărușii și jos la adâncime sunt și ceva peștișori. Da, mulți? Sunt. Nu sunt din aceia colorați, dar am văzut câteva bancuri de pești chiar măricei. Uite și pe Coni. Hei, Coni! Mamă, câtă lume! Toată lumea a intrat în apă. E foarte cald, da. Și suntem singurii turiști de pe plajă. Cum am spus mai devreme, este un sătuc efectiv de localnici. Nu este niciun turist. Deci niciun turist. Este numai localnici.
Așadar, ne echipăm corespunzător și ne băgăm să vedem ceva peștișori. Gata, experiența din apă a fost foarte frumoasă. Uite și pe fratele Antonio. Antonio! Ce fai? Super! Vrei? Îți mânezi? Să te duci să faci snorkel? Nu, că nu știu să fac. E foarte fain să știi. Cunoaște lumea fără bicicletă la ori. Cum să nu-l recunoască? Acum eu sunt biciclist. Cum să nu-l recunoască pe Antonio Traveler? N-are cum. E foarte fain acolo, după Bărcuță, între Bărcuță și și acei stavilopozi. Foarte frumos. Foarte frumos. E adâncă apa și sunt mulți pești. Foarte fain. Super. O să vă uitați pe video, nu? Da. E fain. Gata plaja. Gata vlogul. Gata plaja, gata vlogul. A fost bună, Pani? Da, super. Super, super.
și azi a fost un zi super. Sunt roată. Suntem puțin cam leșinați așa. Pentru că a fost o toropeală, a fost o căldură groaznică. Dar am rezistat cu o bere rece, cu apă. Am mai ciugulit și ceva, nisip și scuici. Baie, aia e, da. Ne-am bronzat. Da, a fost fain, a fost fain. Un sătuc foarte, foarte liniștit. Îl recomandăm, este la 10 minute de mers cu trenul de Palermo. Foarte fain. Numai localnici sunt, niciun turist. Noi suntem turiști, atât. Localnice faine. Așadar, localnice, da, localnice faine, zice Antonio. Așa este, Antonio Traveler. Am văzut câteva localnice foarte faine. Am vrut să le filmez, dar au fugit de mine și n-am mai putut să le filmez. Ai de mine. Păi și ce facem în situația asta? O să mănânc un sandwich de la Grande Porcheria, sau cum zici. Da. Bine, până data viitoare, țineți aproape, urmează noi vloguri marca Traveliștii. See you!